Salutare și bine v-am găsit la un nou live. După 2 săptămâni, probabil. Ce faceți, mă, oameni? Ce mai ziceți? Care mai e viața voastră? Să vă zic așa, cam ce o să fac live-ul ăsta. O să mă duc frumos, o să fac ferma repede. După ce fac ferma, mă duc la bunker. Dacă se strâng 30 de like-uri până atunci, o să deschid și un floppy disk. Și cred că o să fac și ceva din bunker, cel mai probabil. Deci cam asta o să fac. Până atunci mai fac și o chestie pe aici. Îmi pun și o bază în funcțiune. Am găsit ergonomic handle pe Sawblade în casa de la fermă. Da, în casa de la fermă este o șansă să spice un atașament. E șansă. Dar cel mai bun atașament tot îți spică din cutie, adică nu... Chiar dacă ai șansa aia să spice din casă și ai șansa să spice ceva bun, tot ai șansa mai mare să spice un atașament bun din cutie. Deci, da. Bun. Dar nu știam că are șansa la un orar. Are și șansa la un orar. Are. Dacă ești la mine pe server, pe serverul de Discord, ai putea să pui linkul de la live, te rog frumos, pe server. Mersi. Așa. Hai să mă pregătesc și eu de o fermă. Să o fac și eu repede.
Oh, salut King Panda. Mersi, Alex. Salut, salut. Bă, ce voiam să vă întreb? De fapt, știu că este canalul meu bazat pe Last de Unar, dar vreau să vă întreb chestia asta. Dacă vreți să fac FIFA Mobile pe canal. Pentru că fiind un pasionat de fotbal, bine, nu știu să joc. Adică dacă mă pui pe teren și mă pui să joc, nu. Nu prea știu, dar faci live direct de pe YouTube. Băi, numele meu de pe Discord e Ghi, să știu. Cum adică fac dacă fac live direct de pe YouTube? Nu, am o aplicație care se numește Mobizen Live, că din păcate asta merge pe Huawei, singura, și cu asta fac live. Mă rog, și unde am rămas? Și dacă vreți să fac o serie cu FIFA. FIFA Mobile. Și cu ce editez? Editez cu Filmora. Go. Și nu am premiul luat, pentru că dacă nu aveam premiul luat, mă rog, premiul, VIP-ul acela, mi-apărea logo-ul jos sau la sfârșit. Deci da. Este cracat Filmora-ul. Sincer, nu m-aș uita. Ok. Cum? Că și eu vreau tot pentru YouTube. Îți iei Happy Mod, scrii Filmora Go și te duci acolo la moduri și îl iei pe ăla care este recomandat. Nu lua de la ceilalți developer sau cum se numesc ăia, pentru că nu... L-am încercat și pe ăla și nu sunt bun să comport ok. Cu plăcere, King Panda. Ai nevoie de un atașament de la fermă? Nu, dar în schimb fac ferma pentru că după ce o să fac ferma o să mă duc la bunker. Și dacă tot mă duc la bunker se iau și atașamentele, mă rog, dublurile să le duc acolo. Salut, Alex Tancu, salut, salut! Deci, da, am primit deja un nu pentru FIFA Mobile. N-am întrebat pentru că nu știu, poate avem microbiști pe aici prin server sau fotbaliști. Și m-am gândit că poate n-a. Chiar dacă fac atletism, mă uit și la celelalte sporturi, sunt pasionat și de celelalte sporturi. Pe lângă fotbal, ia uite, m-am uitat să fac fermă. Pe lângă fotbal și atletism, mă uit la culturism. Dacă știți pe Arnold Schwarzenegger și Ronnie Coleman și Jay Cutler. Da, mă rog. Și de la mine nu, chiar dacă fac fotbal la oțelul. Ca lumea. Baftă acolo la oțelul, deci am înțeles două nu-uri. Ai PlayStation-ul resetat? Da, îl am.
De ce nu spui motorul lângă pot și pe urmă te duci după zombie și atunci la mot... Stai, ce? De ce nu spui motorul lângă pod și pe urmă te duci după zombie și atunci la motor că lângă pod poți să-i facem blocaj cu motorul? Bă, eu am înțeles ce vreau să zici, doar că nu-i scris corect. Pe poți deschide cutia ta și mente acolo. Păi, știu că poți să deschid cutii pentru atașamente acolo, doar că vreau să iau și de aici atașament. Nu mai merge. Am înțeles. Am zis, la 30 de like-uri o să deschizi și un floppy disk. Acum pe live nu pot să deschizi și floppy disk, să mai mă duc și la Polystation, să duc și atașamentele, să duc și lotul de la fermă, să fac și bunkerul. Adică sunt deja multe chestii. Deja sunt destule chestii și na. Mamă, ce aici? Ia, stați un pic. Nu! Zii, mătii. Hai, mă, pe disease tulf. Da. Salut, Liviu, salut, salut. Îți vrei acolo un shotgun când sunt mai mulți zombi într-un loc sau un mini grenade launcher. Salut, Crystal Lit, Alex. Dacă ferma se poate face melee, de ce să mă duc cu shotgun-uri? Plus că nici măcar n-am atașament pe shotgun. Și de ce să mă duc cu grenade lancer la fermă? Adică deja e waste prea mare. Adică ideea ta e bună, doar că nu sunt atât de evoluat și n-am atâtea chestii încât să le dau așa. Adică nu știu, zic și eu. Nu mă înțelege greșit, dar... Hai că cred că e timp pentru 30 de like-uri. E risipă, exact aia zic. Te mai aștept pe Mobile Legend. Da, îți dai seama, Cristălit. Mai vin-o pe Mobile Legend la anul. Coai. Trebuie să fiu mai atent. Clar. Da, ești doar mitic, da. Puu. Nu ești rang mare, no. Ești doar mitic. Da, deci concluzia, Alex, ca să-ți mai explic încă o dată. Atâta timp cât ferma se poate face cu arme melee și destul de
Econom, să zic, n-are rost să vin cu parme, să dau eu un plus sau să fac forma mai repede. Ai vreo datere mai încoa? Aia zic. Bun. Ce atașament ai pe macetă? Am doar Reaper Blade-ul. Atât. Da, am crezut că mai am o machetă să pot seara, dar nu mai am. Bun, ia să vedem ce avem noi pe aici. Așa. Sper să mă țin armura. A, da, bravo, mă. Ia stați mai așa un pic. Ăsta ce are? A, perfect. Stați așa să-mi fac și o puțină ordine, pentru că e dezordine. Și mie nu prea-mi place când e dezordine. Bun. Bun. Un grenade lancer sau 10 grenade? Grenade lancer, ești nebun? Oare să ajunge mâncarea? Mi-ajunge. Nu e problemă. Dacă ești și mai atent și... opa. A, da, a murit. Mă rog, dacă ești mai atent, poți să dai și mai puțină mâncare. Salut, Raul. Da, nu știu ce e cu mine, ar trebui să fiu un pic mai atent. Ori mi-am ieșit eu din mână, că n-am mai făcut de mult timp live și eram acolo concentrat și atent, ori nu știu, ori sunt obosit. Mai e armură. Mi-ajunge armura aia. Da, resto, minunat. Armura aceea mi-ajunge. Bun, gata, hai să fiu mai atent.
Hai să dai o dire la încercarea asta de cleaver. Hai să fac așa, nu așa. Perfect. Ai vreun sfat la cum să găsesc două engine pentru misiunea de la raid? Două engine-uri. Păi ai o variantă. Ori faci un junkyard, unde acolo găsești motoare. Ori efectiv te duci la zone. Dar până găsești la zone, stai 5 ani și tot nu găsești. Sau unde mai ai o șansă, dar dacă mergi acolo să sheep farmezi, să duci la zona de oak. Dar să te duci să sheep farmezi oak. Dar dacă aș avea eu task-ul acesta, aș aștepta să-mi vină un junkyard. Și ca idee, eu nu știu cum se face junkyard-ul, așa că te-aș sfătui să te uiți la un tutorial pe YouTube. Problema e că n-am level 40 pe chopper. Ce level ai pe chopper? Oh, ușor, ușor, băiatul, ușor. De câte ori ai făcut arena? De vreo... Cred că 3 ori. Cred că de 3 ori am făcut arena. Și de acolo am majoritatea atașamentelor. Salut Mircea. Salut, salut. Ah, am luat panorama asta de bulmă. Da, deci Alex Vatamaniuc, așa. Cred că dacă n-ai level 40 pe Chopper, singura soluție este să mergi la această zonă minunată, dar să și farmezi, unde ai șanse să găsești motoare. Cam asta e singura variantă. Sau dacă nu te grăbești cu raidurile, să aștepți să faci level 40, dacă mai ai puțin și să faci level 40 și să aștepți un junkyard. Ca idee, junkyard-urile nu sunt rare, adică dacă, nu știu, te plimbi pe mapă, ai șansa să-ți dea unul din prima, în maxim 2 minute, știi ce zic? Deci, da.
chiar asta fac acum. Bravo. Îți urez succes. De ce nu folosești la fermă niște cleaver? E mai multe clivere pentru zombie. Ei mai multe clivere. Păi, dacă am arme melee, macete, katane, pipe-uri și așa mai departe, de ce să fac clivere și să le las acolo să pufrezească? Adică, de ce să fac clivere și să las astea, armele astea melee să pufrezească acolo în chest? Bine, la figurat, adică nu... Sau să sper să fiu raidat în 19 ore. Na, nu cred că voi fi raidat, pentru că e prea mic numărul 19 ore. Sau, na, mai știi? Mamă, trebuie să bagi și Ravager-ul, bă. Bravo. Ai făcut-o de oaie. Aha, a rămas fără armă. Bun. Ia să vedem. Păi i-am bătut, ia hai să bat eu repede revegerul. Ia, brother, ia vinut un coa. Stai. Hai. Ziceți repede dacă o să pice os de la Ravager. Eu aș vrea un os. N-am mai primit de mult. M-a scuipat. Da, și n-a picat os. Ce poți face cu oasele? Le poți folosi pentru atașamente. Uite, da. Ca lumea. Și salut Ștefan. Da, să modifici arme, să faci. Am văzut lanț YouTuber că are câte 2-3 stacuri de oase. De stați așa, că îmi dă puțin cu... Am văzut lanț YouTuber că are câte 2-3 stacuri de oase. Bro, fără supărare... Nu știu câți ani ai, dar te rog frumos, scrie corect.
că nu se înțelege nimic. Am văzut YouTuber care. Deci nu mă înțelege greșit, nu... Să nu crezi că te cer sau ceva, dar pe bune. Învață să scrii. Ci serios, dacă nu știu, ai 12-13 ani și scrii în halul ăsta de la vârsta asta, nu vreau să mă gândesc cum o să scrii la 16-17 ani. Aolo, oh, ăsta... Am luat bulu, corect? Am luat bulu. Am luat bulu, bine! Nebunie, pe felie... Să mor eu, într-un sfert de oră am luat de 7000 de euro bulul ăla. Dai ride? Mamă, n-am mai dat ride de vreo 2 luni. O să dau și ride, probabil, doar că trebuie să fac 20 de runde la Police Station. Și... Pentru că sunt Radu și da, mi-e mare lene să mă duc la Police Station și să fac 20 de runde amărite. Pentru că eu sunt la genul, ori mă duc acolo și... Fac runde ca lumea, ori nu mai mă duc. Ia să vedem la PES. Opa, am luat un ghiozdan. N-am plăcut 2 luni. E. Probabil pe acolo. Mă rog, n-am mai făcut de mult. N-am mai dat de mult timp un raid. Așa. Perfect. Iar la tot. Mă, frate, frisc când frec eu cu zombalăii, vin taurii aia și se așează lângă gard. Pe bune, deja e enervant. Fiz când frec eu să vină taurii să se așeze pe acolo. De unde pot face rost de carbon compozit? Poți să faci rost de carbon oricând este eventul acela cu laboratorul, ori din cutia aia de la port, ori de la cutiile de la Bunker Bravo, poți să faci rost de carbon și atât. Cred că mi-a scăpat ceva. Stai. Te-am uitat la tine, am învățat să fac ferma mai eficient. Mă bucur că te-am ajutat. Și că ți-a fost de folos videoclipul. Sau videoclipurile, depinde. Așa, unul a plecat și celălalt a plecat. Aleluia.
Urăsc când se poziționează ăștia ca naiba. Poți să mai faci rost de la livrările de la PES. Bă, da, dar stai un pic să mă uit dacă e carbon în PES-ul ăsta. Bă, eu nu văd niciun carbon free. A, uite, 10 carbon. Dar pentru ăla 10 carbon trebuie să bagi bani. Bă, eu nu știu unde e cutia. Și din recycle, exact, și din recycle, doar că trebuie să ai maxat ăla de arme. Bă, eu sper că am bătut tot pe aici. Sincer, aș vrea mânerul pe macetă. Stai așa. Gata. Întrebarea, a luat cineva vreodată blueprint-uri de la Recycle? Eu până acum nu am luat. Până acum nu mi-a picat niciodată carbon de la Recycle. S-au mai trezit și ăștia. Nu, ia uite, nici Liviu n-a luat. Mamă, chiar sunt curios și o să pice din cutia asta. Deci dacă pică o prostie, ferma asta pare ceva cu mine înseamnă.
Deci dacă iar îmi pică un bullshit. Oh, lu, ce era să o merlesc. Da, mă, da, haideți să repede să vă omor. Bă, cât sunt? Voi vedeți ce este aici? Bun, handle pe machetă, îl am, dar nu vreau. Blueprint mă refer că nu și am level maxim. Mi-mi place să-l bat pe level-uri cu pomnii ca să nu consum arme. Da, știu ce zici, doar că până-l bas cu pomnii. Bun. Trebuie să am mare, mare, mare grijă. Că altfel, dacă nu o să am grijă și nu o să fiu atent, respawnation invasion. Și chiar nu-mi doresc. Bun, a dat unul cu petarde. Cred că s-a auzit și pe live. Bun, de ce am venit aici? Vreau să deschid această cutie. Să văd dacă pică ceva de aici, vreun atașament. Și a picat pe Skullcrusher Heavy Head. Am înțeles. S-a auzit, da, 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 au început. Deci gata. Deci de acum până o să se termine luna decembrie, o să au numai FP3-uri și pognitori și petarde. Rip. Da, aia zic, rip. Bun, ia să vedem ce a picat și de aici. Ce o să pice de aici, pardon. Bun, și zice să repede și o să pice din cutie. E, pe arc. Nimic. Nimic să-ți pice ție. Da, mai haide să deschidem. 3, 2, 1 și... Bă! Bă, vedeți că e bună. Pe pistol nu pică atașamente pe arme de foc, la fermă. La fermă pică atașamente pe arme melee,
Iar la PlayStation pică atașamente pe arme de foc. Bă, vedeți că e bine. Vedeți că e ca lumea ce mi-a picat. Mie îmi convine. Așa. O să lutez eu când o fi. Și acum o să mă duc la faimosul bunker Alpha. Da, mă, de aici ce pică? Un tichet verde, nici ăla. Aia zic, aia zic. Bărbatul secolului, iar cu acum o armă melee. Dacă arcul e o armă melee, eu zic că da. Bă, da, de fapt era să fac o prostie, ia uite-mă. Mai bine bag chestiile astea. Iau ce e pe acolo prin casă și chestiile din cutie și apoi lutez eu chesturile din colțuri. Te poți bate și cu arcul. Mamă, vreau și eu preșul ăla, da. Te poți bate și cu arcul și de aproape. Da, știu. Arcul e bun pentru turete. A, am uitat că nici n-am văzut că mi-au picat chestiile astea. Gata, te-ai cu la casă. Până să bagi armură pe turete, mergea să dai pe turete. Da. Și încă merge. Băi, eu înțeleg că cu arcul dai 3 damage pe turetă sau cât o i da, 4-5 acolo. Dar pe urmă nu dai o armă de foc. Ia, cât costă un arc? Foarte ieftin. Long time no see. Salut, Arena. Încerc să dai sâmbătă raid, iar a dat unul cu mare FP3. Bă, nu vreau să dau sâmbătă raid și haide să vă explic și de ce. Eu fac un joc, mă rog, filmez un joc numit Last Leonard. Până să apar eu, era și Raku, care făcea Last Day. Eu acum nu pot să apar Hodoron Vrong, pac, sâmbătă raid, pentru că toți o să fie la genul: a, îl copiez pe Raku, fac sâmbătă specială, îi fur sâmbătă specială, nisimțitule, nu știu ce, nu știu cum. Și cel mai bine, dau când o fi raid. Salut, Cioscaia, zic, hai cu Flopiu. Am un atașament pe arc, cardul ăla negru de metal. Deci nu merită niciun atașament să-l faci pe arc. Fă duminică. Păi la asta mă gândeam și eu, să fac duminica. Bro, părerea mea e că nu merită niciun atașament pe arc să-l faci.
arunci o chestie alea pe acolo. Da, deci cam asta e concluzia cu raidul sâmbătă. Încerc pe cât de mult posibil să nu copiez din alte părți. Să nu fac cum face Racu, nu știu, sâmbătă specială sau mai știu eu ce, sau să pun în titlu duminică specială, fac, dau raid sau mai știu eu ce, nu. Bravo, mersi. Îmi place cum gândești. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă foarte mulțumesc, așa. Da, pentru că nu... Știți care e chestia? Probabil, pe platforma asta YouTube, mai sunt și alți YouTuberi mici cu 100-200 de abonați care joacă Last Day. Filmează Last Day. Și ca să facă vizualizări și abonați și așa mai departe, fac live-uri evident și îl copiază pe Racu, adică de exemplu, nu știu, sâmbătă specială, dau raid. Nu știu ce, nu știu cum, mai fac un alt live, nu știu, unde dau raid, în căutarea armei perfecte. Și știți că a făcut Racu un live când a zis în căutarea mini-uziului perfect sau ceva de genul. Înțelegeți? Și nu. Pentru ce să fac chestia asta? Încerc să merg pe linia mea, originală, sper eu, să nu... Na, ați înțeles ideea. Bun, stai așa că mă învârp aici de 2 minute și nu știu ce vreau să fac. La chopper am lăsat alea, codul de la bunker... Ok. Bun. Bunker Bravo. Olo, stai că mai e până la Bunker Bravo. Eu nici măcar n-am atașamente ca lumea pe arme de foc și... Să mă duc la bunker, bravo. Gândiți-vă că am făcut odată bunker, bravo, când a fost ceva event la PES. Cred că am murit de vreo 3 ori. Deci nu. Momentan nu. Va trebui să fac două vrumuri, probabil. Salut, Cristi! Așa înveți Radu, știu că învăț așa. Dar e frustrant când mori. Adică tu acolo când te duci te aștepți să fii, mamă, zeu, îi rup, îi fac praf, îi... Fac din prima buncăru. Așa am fost și eu și când m-am dus am murit de vreo 3 ori. Și cu greu l-am făcut. Așa iau. Și hai să mai iau ceva. Bă, nu mai știu ce am lăsat pe la buncăr, mă frate. Că i-a dat să mă frec pe aia, zic ce să iau, cum să iau. Hai, iau așa și văd. Văd acolo ce trebuie să mai aduc.
Când am făcut eu Buncără Bravo, eram live și Gavi m-a motivat cu 50 elixir. Ah, ok. Hai că da, la fel eram și eu, așa, exact, stați un pic. Bun, unde am rămas? Așa, la fel eram și eu, da, și... Mă rog. Ma, trebuia să bag și mâini. În pocket, second pocket. Bă, deci se vede că n-am mai intrat pe joc, n-am mai făcut bunkerul, n-am mai făcut live. M-am lăsat rău pe burtă. Mă grăbesc și nu mai știu ce să mai fac. E greu, mă băieți. E ok să faci fabrica? Bă, dacă vrei tu să o faci, da. Până la urmă... poți să iei chestii destul de bune de acolo. Plus că dacă ai la Rider să-l găsești pe colonel, mi se pare că dacă te duci la fabrică, îl găsești acolo 100%. Nu vreau să mai dai reset la zonă. Da, mă, ce voiam să vă zic, greu. Ah, greu rău de tot. Când ești ocupat și, na, ai 17 ani și clasa 11 și antrenamente și așa mai departe, nu prea mai ai timp de celelalte chestii. Și s-a văzut chestia asta și încă se simte chestia asta. Cum am zis și în videoclipurile trecute, sper să înțelegeți că... Na, sunt destul de ocupat. Din prima îl găsești, exact, din prima. Mamă, unde las eu astea? Fa. Șase sute treisprezece, șaptezeci și patru. Bun, să vedem ce o să iasă, dacă știu să mai fac bunkerul. Sper să nu mor. De fapt, să se așa. Și trebuie să păstrez și sobledurile și să le aduc acasă, pentru că își doarece, fiindcă trebuie să le bag în atașamentul la mirobolant ergonomic handle. Adică momentan nu l-am făcut. Și
Și să bag 500 blade-uri full? Nu. E waste. O să bagi și orbul, adică pe The Blind One, da. Adică sper să apuc. Deschid un weapon crate, ghișește ce pică. Macetă. Nu știu. Jbang, jbang. Așa, useless, da, am înțeles. Soul Blade, e bun, e bun. Da, deci se pare că pică șmecheria asta cu floppy discul. Pentru că suntem live de o oră și 3 minute, aproape 4 minute și nu s-au adunat cele 30 de like-uri. Face azi nivelele la poliție? Trist. O oră deja, da. Păi, nu. Nu fac astăzi police station, dacă la asta te referi. Bro, deja sunt destule chestii pe care le-am făcut live-ul ăsta. Mă rog, pe care le-am făcut. Și nu vreau să fac și mai multe chestii, de exemplu să mă duc să fac PlayStation-ul sau așa mai departe. Pentru că nu știu cât de mult timp o să am să pot să lutez. Sau să continui ce am de continuat, înțelegeți? Pentru că eu, de exemplu, acum dacă, nu știu, să zicem termin bunkerul, pe normal și pe hard mode, da? Și nu lutez. Și bunkerul se restează în două zile. Și mă duc și fac și PlayStation-ul. Eu trebuie să-mi calculez timpul în așa fel încât să am timp să lutez lucrurile respective. Înțelegeți? Eu dacă mă duc și, nu știu, fac și fermă, și bunker, și PlayStation, dau și raid și mai știu eu și eu ce mai fac, așa, s-ar putea să nu am timp să lutez și să fac lucrurile total degeaba. Înțelegeți? Nu mă înțelegeți greșit, aș da acum raid. Dar mâine, de exemplu, e luni. Mâine am antrenament. Vin la 6:30 acasă. Rup de oboseală, evident că, na. Când mai faci live? Păi în fiecare duminică și în cazul în care apare ceva, clar nu fac și na, dacă nu fac, nu fac. IVP-ul nu l-am. Nu bag bani în joc. Trebuia să iau un skull crusher. De fapt mai multe. Skin preferat pe Chopper, Symbiosis, ăla care trapă așa pământul.
Parcă așa se numea, sau Simbiosis. Era cu S sau cu Z. Mă rog, ăla care crapă pământul, îl știți. Așa. Mă, frate, dar ce-s cu mame cu melodiile astea, mă, mă apucă somnul de la ele. Hai, că o las pe asta, e, pare mai ok. Acum 3 zile am găsit un bug, am vorbit cu suportul și mi-au dat 125 de monede și mi-au deblocat VIP-ul pe 5 zile. Acum 3 zile am găsit un bug, am vorbit cu suportul și mi-au dat 125 de monede și mi-au deblocat VIP-ul pe 5 zile. Ok. Bă, ce n-ai mă? Ce bug? La fiecare update pe care le primești la SDU, scrie acolo jos, am fixat bugurile și am optimizat jocul. Pă naiba. Am optimizat jocul. Ah, fac, aici vreau să dau critică. Așa, am scăpat de nebunii ăștia. Mergem frumos pe aici. Aici YOLO, evident. Băgăm așa niște heal. Îi dăm mare critică ăstuia pe spate. Venim și noi așa. Jbang. Haideți, haideți, haideți. You said I'd fly away.
Păi, dar ce sunt, mă, cu melodiile astea așa proaste de la NQS? Ia, ce melodie mai și asta? Așa. Oh, mai știu să mai fac și eu chestiile astea pe aici. Da, mă, hai, mă, că mă descurc. Chiar dacă nu mai făcut buncărul de mult timp, mă descurc, e ok. Aleluia, am făcut o melodie bună. O melodie de la care nu mă apucă somnul. Salut, Bum Bum, doar nivelul 2? Nu știu, cred. Frumos așa pe shift și no, ne oprim la ăștia, no, no, stați așa. Bun, perfect, mi-a ieșit din prima. Nu, 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 nu.
Bun, 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 nice. Lost Light îți merge pe telefon? Nu. L-am jucat. Am zis, hai mă să mi-l iau. Și merge oribil. Când am văzut grafica pe telefonul meu, am zis, no, imposibil să pun așa ceva pe YouTube. Deci, da, concluzia nu merge. Încă puțin și termin și eu florul acesta. Jbang. Dacă vrei ceva cu grafică mai bună, e ceva în beta acum, dacă te interesează. Bă, pe mine mă interesează în primul rând să meargă și pe telefonul meu. Am văzut că Lost Light-ul e un joc destul de mare care necesită destul de multe resurse. Ce zici, următorul sezon e bun? Nu. Nu va fi bun. Și o să întreb, bă, dar ce zici, chestia asta de o lună și ceva, numai PES-uri de K14. Deci dacă PES-ul ăsta a fost oribil, PES-ul următor nu o să fie wow. Nu cred că cei de la Kefir o să bage un PES și toți oamenii o să fie la genul, mamă, ce PES șmecher. Nu. Ai 4 GB RAM măcar? Da, normal că am 4 GB RAM. Bro, dar nu e doar de giga RAM și atât. E și de procesor, e și de cum se mișcă telefonul. Și cât de bun e. Și alu Gabi Crystal Arena și restul... Să nu uităm de Nea Radu, da. Mai bine Radu, fără Nea. Thank you.
Bă, stăteam acum și mă gândeam, cu toate că video nou când? Păi asta voiam eu să zic acum. Chiar dacă ați zis voi că nu vă uitați la fotbal și dacă aș posta FIFA nu v-ați uita, totuși o să fac un video, o să-i dau o șansă jocului, pentru că na, poate e cineva care dorește să vadă un content cu FIFA. Și următorul videoclip s-ar putea să fie cu FIFA. Eu luna viitoare îmi iau A55G cu 256GB în memorie. O, stați așa că am crezut că vine la peste mine, bun. 8 RAM, Android 13. Nice, nice, nice. Mă, dezabonare, da. Da, lasă, lasă, lăsați. Eu am A52S 5G. Ca lumea, ia uite ce telefon aveți. Da, și cum ziceam, s-ar putea ca următorul videoclip să fie cu FIFA și o să-i dau o șansă jocului să văd cum e. Pe canalul ăsta n-aș vrea să postez doar Last of Us și atât. Că până la urmă ideile din Last of Us o să se termină la un moment dat și nu sunt vreun Sorche sau Armageddon să am nu știu câte iteme în bază și nu știu să fac un video rush fermă. Să dau rush la fermă cu arme de foc. Na, nu sunt la nivelul ăla momentan, sper. Un Xiaomi 11 Lite. Cu atâta memorie fac o galerie de jocuri în telefon. Bă, să știi că e o idee. Bun. Bun, perfect. Urăsc când îi dau alea critică și în loc să se ducă spre perete, se duce spre ușă. Și trebuie să vin tocmai aici și să-i fac tocmai aici wall prick. Ah, și viața e frumoasă, doar că mai durează.
Dacă te apuca de mă alegi în serios, avea 140 de oameni constant într-un an. Nu avea. Crede-mă, nu aveam. Și probabil o să zici, eu o să te întreb, bă, da, de ce zici mă asta că într-un an n-aș fi avut 142 de oameni pe live constant? Păi în primul rând, când omul intră pe live, vrea o calitate audio bună, nu vrea doar gameplay-ul și atât. Înțelegi? Vrea o calitate video bună, nu vrea să vadă acolo sus în stânga live, câți oameni au fost pe live, câte like-uri și așa mai departe, înțelegeți? Eventual cu facecam, dacă se poate. Că am observat că lumea, când intră pe un videoclip și omul respectiv nu vorbește și nu-și arată fața, e la genul, bă, ce-i cu asta? Știi? Dacă e și unul mai așa, zice, hai, dislike, pa. Înțelegi? Deci nu-i chiar așa, hai că fac live și... Am 500 de oameni. Bă, o sticlă cu apă nu găsesc și eu pe aici. Eu care fac mâncărul cu spiră și rangă. Ca lumea, doar că durează. Face un prieten de-al meu de pe Discord și are 200. Nu contează cum arată. Da, mă, da... Și prietenul al tău, Bum Bum, ia uite, grenadă. Și prietenul ăla al tău, pe ce face live? Pe calculator, pe telefon? Face cum fac eu pe telefon cu, nu știu, aplicație? Dar nu vrei să-ți arăți fața, nu. Nu pentru că, vai, Doamne, n-am încredere în mine să-mi arăt fața, dar nu. Nu vreau eu să-mi arăt. Și am și zis și am și promis la 1000 de abonați să fac face reveal. Doar că până la 1000 de abonați, mai e cale lungă până acolo. PCA, păi vezi? Deja când zici fac live pe PC, e deja o calitate net superioară. Una e când faci live pe telefon și alta e când faci live pe PC.
Așa. Dar nu diferă grafica că YouTube are propria calitate instant. Aha. Bă, nu știu, nu știu. Nu m-aș apuca de MOBA, serios. Chiar dacă zici că prinde bine și așa, nu. Nu știu. Deja de la un nivel, meciurile pe Mobile Legends, din câte am văzut, devin din ce în ce mai grele și din ce în ce mai lungi. Și chestia asta pe mine mă enervează la culme și nu. Nu știu, o să fac și un video cu FIFA Mobile. De ce te enervează? Am zis. Pentru că sunt meciurile devin din ce în ce mai lungi și sunt și grele, devin din ce în ce mai grele. Și mă gândesc că atunci când vine omul pe live, nu vrea să vadă cum mor de 7 ori în 20 de minute și cum fac un singur kill și atât. Mă, eu nu vreau să... Nu știu, n-ați înțeles o chestie, probabil. Nu vreau să fac... Eu am avut și meci de 1 oră. Păi aia zic. Și în 2 ore, 2 ore jumate cât țin live-ul, probabil. Și să zicem că prim 2 meciuri din astea, ce? Joc 2 meciuri în 2 ore? Deja nu... Să vă zic o chestie, eu pe YouTube nu vreau să fac să copiez sau să fac așa, hai mă, să fac și eu, că de ce nu? Sau hai să fac prinde. Contează dacă ai echipă. Și pe Mobile Legends, de câte ori am jucat eu, am avut o echipă de am pierdut de mereu. Asta înseamnă că... Na. Eu înțeleg că vrei să mă convingi să mă apuc de Mobile Legends, dar... Deci, da, o să închid și eu acest live ai. Și prietenul tău joacă și eu. Fără floppy disk, din păcate, da, fără floppy disk. Nu știu, am ajuns la 220 sau 219 abonați cât am și când pornesc un live să nu fac 30 de like-uri, când pe la urmă e un floppy disk. Ah, când faci poliția? Oh, nu știu. Probabil cândva, într-o zi frumoasă cu soare, va veni un live în care o să fac Polystation-ul.
Înțelegeți? 220, da. 220 zdă abonați. Cât e event la Police Station. Bă, să știi că ar merge. Să știi că ar merge. Anul 2030, noi așteptând. V-am zis și în celelalte videoclipuri, v-am mai zis și pe live-uri. E greu, efectiv e complicat să mă împart în mai multe locuri. Păi săptămâna viitoare mă gândeam și eu, dar nu știu dacă e event atunci. Exact, am și eu o viață. Deci ați văzut, stați așa că mi-am adus aminte. Armageddon a postat acum 2 zile sau 3 zile videoclip că a revenit. Voi, de ce credeți că a luat o pauză? Sau de ce credeți că s-a pus videoclipurile pe privat și a luat o pauză? Pentru că probabil, axându-se doar pe YouTube, probabil omul a avut niște probleme de rezolvat. Înțelegeți? E așa și la mine. Eu, de exemplu, dacă mă axez doar pentru YouTube, nu, mă axez pe YouTube, așa, să vorbesc cum trebuie, și aș lăsa lucrurile celelalte deoparte, cel mai probabil probleme s-ar aduna. Și în momentul în care se adună problemele, trebuie să pui stop la ceea ce faci și să le rezolvi. A avut probleme cu familia, atât cât persoană. Exact, exact, exact. Așa și cu mine. Du-te la antrenament, du-te la școală, du-te, fă temele că... Na, nu mă duc acolo să îmi puși câte un vrei, că nu vreau. Așa. Vino acasă, ești rupt de oboseală, că la antrenament nu stai. A avut probleme, nu pot... zice ce probleme, dar sperăm că s-au terminat. Da, și eu sper că omul este bine și că e liniștit acum și sufletește și cum vrea el să fie. Ce sport faci? Atletism. Și probabil o să întrebi ce profil? Rezistență. Mă rog, ce profil? Atletism la rezistență. Pentru că la atletism sunt mai multe chestii. Gârdulețe, viteză, rezistență, săritul la groapă. Ok, spor la școală, Radu, mersi. Eu am plecat. Ciaus, ciaules. Hai cu un flopi la 20-25, dar nu mai fac... N-o să se, pe bune, Panda, nu o să se mai adune 20 de like-uri acum. Chiar dacă mai stau acum un sfert de oră, deci un sfert de oră dacă mai stau acum pe ceas, nu o să se sfrângă 20 de like-uri sau 25. Nu s-a sfrâns până acum și o să se sfrângă acum? Prea, exact. Care noapte bună, bă, că e 6 și un sfert. Să mor, să te militează deasupra mie ce scriu când de clip trebuie să filmez asta. De ce nu? Pentru că nu o să se mai sprângă.
Suntem live de o oră și 42 de minute. Eu am încetat cu totul pe la vreo o oră și 30 de minute, cam așa. Și de 12 minute stau și vorbesc cu voi. Da, vii și dai like-uri de pe alte conturi. Wow! Sau îți pui niște prieteni să îmi dea like. Stai până la și 25 și îți garantez că faci 25 like-uri. Pun pe server de Discord și vin cu două preconturi. Bine mă, hai, 25 de like-uri. La 25 de like-uri deschid floppy disk. Acum dacă, deci la și 25, nu? E și 17, bun. Dacă tot ai zis, hai să las chestiile astea și să fiu oarecum pregătit. Așa, văd că panda e, e pe acolo, pe ele. Să facem 25 de like-uri să deschid floppy disk. Opa. Să las frumos astea. Mamă, trebuie să lutez ferma, trebuie să continui bunkerul și să și lutez bunkerul. Trebuie să fac multe, mă. Bang și să-mi iau o armură. Uite, mi-o iau pasta. Deci gata, dacă e ceva de floppy disk, eu sunt pregătit. Să ies pe mapă, să nu moară al meu de foame. Am făcut live-uri pe Provo și acum am mutat pe YouTube. Da. Ca lumea, bravo ție. Provo, am făcut și eu live-uri pe Provo și nu mai e ce a fost pe Provo. Și na, m-am mutat și eu pe YouTube. Și ca să intrăm așa un pic în lumea fotbalului, ce voiam să vă zic, știți că este asta, cineva câștiga Cupa Mondială, nu știu ce, eu cred și sper că o să câștige Argentina Cupa Mondială. Și dacă tot... și 20, așa. Da, nu mai am aia de muzică, aia e. Portugalia. De ce că e Ronaldo acolo? Bă, eu cred că voi spuneți așa, vai doamne, că ai că România. Nici măcar nu s-a calificat. României, vei mama, ei ar trebui să se lase de fotbal complet, că nu e...
Locul 1. Eu cred că ziceți așa, vai, nu m-aș uita. De la mine ai, nu mă uit la FIFA dacă fac. Cred că dacă fac acum un videoclip de FIFA și îl postez, cred că v-ați uita. Sincer. Pentru că, haideți, să fim serioși, cine nu se uită la FIFA? Prin anii 90 era mai bine, da, pentru că era Hagi pe vremea aia, Lăcătuș, Ducadam, erau mai mulți buni. Unul ca Hagi se naște la 50 de ani și echipă ca aia la 200 de ani. Echipă ca aia din anii 90 nu o să mai fie în România mult timp. Acum sunt niște vecini care alergă pe teren, exact. Nu se... Nu știu... Eu am jucat și mai joc din când în când Top Eleven Manager. Da, dar pe Top Eleven nu e pacțiune, știi? Jocul în sine e mișto, ești un manager care controlează echipele de fotbal, mă rog, echipa de fotbal, și așa mai departe și mă rog, dar nu e o acțiune ceva, nu e ceva wow. A jucat? Eu am zis, am jucat. Mai mișto e când joci FIFA, știi, controlezi tu jucătorul, dai tu pasa respectivă, faci acolo un dribbling, nu știu ce, și șutezi la poartă, dai gol, e altceva când joci tu. Așa să nu spric telefonul. Nu o se sprică. La când l-am... La când m-am jucat eu pe telefonul ăsta al meu, de 2 ani și ceva de când îl am, păi trebuia să fie spricat până acum. Și nu e. V-am zis, nu se mai strâng like-urile, gata, pa. Mai stau și eu 2-3 minute și pur mă... Mă retrag, yes. Da, deci zilele următoare o să vină videoclip cu FIFA. Am o echipă super șmecheră. Cu 92 overe, eu tot așa. 2 și jumate și e varză. Da, Alex, da, nu mai încerca, nu mai încerca, nu. E 19, da? Sunt 19 like-uri, da? Bun. La 19 rămâne acolo. Încremenește. Dar ținând cont... Dar ținând cont că îl iau și la muncă. Ah, ok. Da, nu știu ce emoji ai pus tu acolo, Cristăli, dar mie nu mi-l arată. Stai, fix atunci m-a chemat mama să mănânc. Pfo! Asta e așa un pic, să mai tragi de timp, să fii la genul, hai că poate, poate. Da, mă, nu mai stau. Dacă, nu știu.
Am pus o pisică într-o cutie. Aia zic. La și 30 nu mai stau, nu. Nu mai stau. Vreau să mă duc și să mai fac alte treburi. Că v-am zis, din păcate, sunt limitat de timp. Deschide acum, că e pentru tine. Haideți mă să deschid. Bine, mă, dacă tot vreți voi să deschid floppy disk, hai mă să deschid floppy disk. De dragul vostru, așa. Am pus acum pe Discord. Mulțumesc, mulțumesc. Dacă vreți voi să deschid și insistați, eu și la 5 like îl deschid, da. Hai să deschid. Deci dacă nu pică megele. Douăzeci-douăși-unu? Vă mulțumesc. Hai mă, hai să pun floppy. Mulțumiți? Va trebui să schimb titlul. Imaginează-ți că Infected Box nu. No. Dacă este Infected Box, o să iau cutia, o să pun un acid bet și după o să pun loot-ul pe Discord. Dacă este infectată cutiuța. Dacă nu este infectată, e perfect. Hai cu ceva bun, aia zic. Da, vă, 25 de like-uri, vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumim domnului Panda. Deci, bă, dacă nu pică ceva bun. E, 30 de like-uri și, păi, hai că da, nu mi-ajunge bateria. Perfect, nu este cutia infectată, dar întâi să curăț pe aici nebuniile. M-a văzut și ăsta. Hai că-i forță. Cincizeci de like-uri și bravo, da, puu. Baftă la floppy bun, aia zic. Hai cu MGL, ziceți că pică MGL? Eu sper să pice MGL. Ah, shit. Și n-am luat chopper-ul. Sau l-am luat, bă? Am luat chopper-ul, mă, ia uite-mă, m-am speriat degeaba. Mă bag și eu la un live pe la 10, te aștept și pe tine. Dacă e, intru. Asta dacă nu o să mă culc, pentru că mâine mă prezez la ora 7. Bun, 3, 2, 1. Îl deschidem pe băiat.
Pun și așa mâna față să nu văd. Scar! Bă, vedeți că e bine! Vedeți că e bine! Eu la 6. Da, doar lunea mă frezez la 7, când rest mă frezez la 6. Bă, deci vedeți că e bine, mă, ce mi-a picat. N-a picat megele, dar în schimb a picat scar. Da, și acum o să am de muncă, pentru că trebuie să lutez ferma, trebuie să continui bunkerul, să lutez bunkerul și... Bă, nu contează, e... mi-a dat scar, e ok, e bun, e un loot bun. E un loot bun. Walk. Bun, gata, nu mai stau, o să închid live-ul acesta aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe like. Da, probabil ați apăsat deja. Să vă abonați în cazul în care nu sunteți abonați și până data viitoare aveți grijă de voi. Și eu v-am salutat. Ciao les. Baftă, baftă, mulțumesc. Noapte bună. Pa.